Adică asta deja e fals în acte. Păi da, dar nu prea mai ține, deci dacă e așa cum spuneți dumneavoastră, nu prea mai ține de primărie sau de taxe și impozite, aici e vorba de un fals în acte și practic ar trebui să-l dați în judecată. Deci adresa unde vine impozitul sau așa, nu asta e problemă. Problema e pe numele cui vine, dacă vine pe numele dumneiei, dacă vine pe numele dumneiei, înseamnă că mașina a fost cumpărată pe numele dumneiei. Deci e o problemă cu contractul de vânzare-cumpărare a mașinii. Iar acum, ori a semnat atunci și n-a știut că a semnat așa ceva,